Salutare, dragi prieteni, și bine ați revenit la mine pe canal! Înainte să începem, nu uitați să vă abonați și să apăsați clopoțelul pentru a fi notificați de fiecare dată când postez un nou clip. Astăzi vom vorbi despre 7 mituri care nu sunt adevărate și, sigur, ați auzit măcar o dată despre ele. O legendă urbană este o poveste fictivă înrădăcinată în cultura populară modernă. Vă puteți gândi la legendele urbane ca la folclorul de astăzi. La fel ca poveștile populare tradiționale, ele se bazează pe părți reale ale culturii. Cu toate acestea, în majoritatea cazurilor, detaliile au fost exagerate, făcând în cele din urmă povești false. Aceste mituri pot lua forma unei glume sau o farsă elaborată, un zvon plecat, dus departe, mistere și crime nesoluționate, concepții greșite sau credințe populare, etc. Unele legende urbane pot fi complet plauzibile, în timp ce altele pot avea elemente supranaturale care le fac mai puțin credibile sau în mod clar nu sunt adevărate. Oricum, veridicitatea lor este întotdeauna îndoielnică, dar poate fi și dificil de respins. Deci, de-a lungul istoriei, oamenii nu au avut cum să dovedească dacă o legendă este adevărată sau falsă. Ba mai mult, au fost transmise verbal răspândindu-se lent și evoluând timp de ani, decenii și chiar secole. Indiferent de veridicitatea lor, unele legende urbane sunt stupide și ușoare, în timp ce altele pot fi de fapt destul de înfricoșătoare sau deranjante. Legendele urbane au fost de fapt o prezență uriașă în lumea de astăzi, indiferent dacă le recunoașteți sau nu. Iar unele sunt povești elaborate cu detalii reale, în timp ce altele gravitează pur și simplu în jurul superstițiilor sau zvonurilor. Iată câteva legende comune urbane despre care probabil ați auzit, toate fiind false. Se spune că Marele Zid chinezesc este vizibil din spațiu. Puteți dizolva un dinte într-un pahar de Coca-Cola. Daddy Long Legs este cel mai otrăvitor paianjen din lume, dar colții săi sunt prea mici pentru a pătrunde în pielea umană. Dacă vă înghițiți guma de mestecat, va dura 7 ani până la digerare. Puteți chema spiritul Bloody Mary oprind luminile, privind în oglindă și spunându-i numele de 3 ori. Trupul lui Walt Disney a fost criogenizat în cazul în care medicii găsesc o modalitate de a-l readuce la viață. Sigur, ai auzit măcar o dată despre ele. În lumea de astăzi, multe concepții greșite au fost perpetuate, devenind fapte moderne, când în realitate miturile și legendele au fost doar o preluare, iar unele dintre ele fiind adevărate și altele, bineînțeles, false. Crezi că fulgerul nu lovește niciodată în același loc de 2 ori? Unele convingeri frecvente despre fulgere sunt de fapt incorecte. Fulgerul poate lovi aceeași locație de mai multe ori. Empire State Building, de exemplu, este lovit de 10 de ori în fiecare an. Un alt mit al fulgerului, în care nu ar trebui să ai încredere, este credința că cineva care a fost lovit de fulgere nu ar trebui să fie atins. În ciuda ceea ce sugerează un mit răspândit, cameleonii au o motivație neașteptată de a-și arăta culorile cele mai strălucitoare. Aceste șopârle enigmatice nu pot transforma culoarea pielii lor pentru a se potrivi în niciun fundal. Cu toate acestea, abilitățile de schimbare a nuanțelor unui cameleon sunt unele dintre cele mai bune din punct de vedere al naturii. Este cunoscut faptul că limba noastră are diferite zone de gust. În mod tradițional, gusturile respective sunt acre, sărate, dulci și amare.
Pe lângă toate acestea, există și un gust al grăsimilor. Această noțiune sugerează că ceea ce veți gusta va depinde cu siguranță de locul în care mâncarea dumneavoastră va lua legătură cu limba. Dar acest lucru este adevărat? Este dovedit științific că limba noastră este mapată în diferite domenii ale gusturilor. În anul 901, savantul german David P. Hennig și-a publicat cercetările despre cât de sensibil la anumite gusturi sunt diferite locuri de pe limbă. El a măsurat pragul anumitor receptori și apoi a prezentat lucrarea altor oameni de știință. Rezultatele sale au fost că anumite zone sunt mai sensibile la gusturi specifice decât altele. Nu a spus niciodată că există anumite zone care înregistrează doar gusturi specifice. Problema a fost modul în care și-a prezentat rezultatele și a dus la confuzie. Faceți un test simplu. Luați puțină sare și puneți-o la capătul limbii. Cu siguranță veți gusta sarea. De fapt, veți gusta sarea pe fiecare parte a limbii. Cu toate acestea, pe laturile limbii, senzația va fi cea mai intensă. Creierul uman este un organ de putere care controlează toate funcțiile corpului, interpretează informații din lumea exterioară și stochează informațiile respective în memoria noastră. Compus din cerebră, cerebel și trunchi, creierul ne controlează capacitatea de artă, limbaj, judecată morală și gândire rațională. Dar noi oamenii avem câteva idei foarte greșite despre creierul nostru. Mitul că personalitatea unei persoane afișează o dominare a creierului drept sau a creierului stâng nu este chiar atât de adevărată. Cele două laturi ale creierului sunt codependente. Însă totuși tehnologia de scanare a creierului a dezvăluit că cele două emisfere ale creierului lucrează cel mai adesea împreună în procesarea complexă, cum ar fi de exemplu limbajul. Timp de secole, luptele cu tauri au captivat publicul cu un amestec de entuziasm, atletism și violență. Istoricii îi găsesc rădăcinile înapoi în Spania în primul secol. Iar până în anul 1920, Hemingway a capturat calitățile sale artistice în scrierile sale. Astăzi, brutalitatea sa a fost dezbătută în rândul activiștilor pentru drepturile animalelor. Însă, indiferent de sentimentele cu privire la sport, se pare că un aspect a fost greșit de cel puțin câteva sute de ani. Cei mai mulți își pot imagina scena. Un toreador stă la doar 20 de metri distanță de o creatură de 1800 de kilograme care poate lovi un bărbat cu coarnele și să-l arunce până la 30 de metri în aer. Matadorul își ține pelerina roșie sau muleta și ațâță taurul, făcându-l să-l atace. Noi am crede însă că taurul este deranjat de culoarea pelerinei. Dar de fapt urăște mișcarea sa cadată și vrea să o oprească. De ce taurului nu-i pasă de culoare? De mai bine de 200 de ani, matadorii foloseau cape roșii în dansul lor care sfidează moartea. Dar foloseau doar culoarea roșie pentru a acoperi sângele vărsat de taur. Oare pentru că, așa cum spun unii, taurii sunt orbi sau este din cauză că ei văd multe culori, inclusiv roșu, și nu le diferențiază așa cum susțin alții? Taurii împreună cu alte bovine sunt oarbe la roșu. Astfel, taurul este posibil iritat nu de culoarea muletei, ci de mișcarea pelerinei pe măsură ce matadorul o flutură în jur. Caii dorm în picioare. Unul dintre cele mai comune mituri despre cai este că aceștia ar dormi în picioare. Acest lucru nu este în totalitate greșit și asta deoarece o astfel de poziție în timpul somnului le permite să fugă cât mai repede de prădători. Cu toate acestea, atunci când ating faza somnului REM, caii se vor așeza.
În plus, după cum explică medicii veterinari, sănătatea acestor animale are de câștigat atunci când se întind pe jos. Astfel, sistemul lor imunitar, dar și creierul, vor putea funcționa în condiții optime. Caii nu disting culorile. Mulți oameni sunt de părere că cabalinele nu ar avea capacitatea de a distinge culorile. Acest lucru este neadevărat. Ochii cailor fiind adaptați pentru a percepe un alt spectru de culori. Cercetătorii sunt de părere că aceste animale pot distinge nuanțele de verde și albastru, însă au probleme legate de roșu și galben. Ar trebui să adăugăm și faptul că aceștia văd foarte bine pe timpul nopții. Caii sunt cele mai inteligente animale. Printre persoanele care nu călăresc sau care nu au avut de-a face cu caii, există mitul că aceștia nu ar fi inteligenți. Adevărul este că aceste animale se dovedesc a fi mult mai inteligente față de ce crede publicul larg. Experții explică faptul că, de-a lungul vieții, caii învață o mulțime de comenzi pe care trebuie să le reproducă zilnic. În plus, mulți cai au demonstrat că pot să efectueze aceste instrucțiuni chiar și după câțiva ani după ce nu au mai fost călăriți.